Dare to Learn, Îndrăznește să înveți, este un eveniment dedicat profesorilor din România care vor putea afla cele mai noi metode de predare de la cei mai buni specialiști din lume. Evenimentul va reuni peste 20 de vorbitori locali și internaționali care vin cu propuneri, modele și metode pentru dascăl care pot fi adaptate cu ușurință la nevoile sistemului de educație din România. În direct cu noi este domnul Radu Sechei, președinte al Fundației Dare to Learn și organizator al evenimentului. Mulțumim, domnule Sechei, pentru prezența la România Inteligent. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ce metode noi veți aduce astăzi, în acest an, în dezbaterea profesorilor din România? Și dacă aducem neapărat metode noi, aducem, cred că, instrumente noi, pentru că, evident, vorbim despre un an în care inteligența artificială va avea un impact din ce în ce mai mare. Trăim o revoluție tehnologică pe care o vom vedea cu siguranță și în învățământ, în școală, în procesul de învățare. Însă cred că aducem și metode clasice, metode care ar trebui, pe care ar trebui să le cunoaștem cu toții și pe care poate, cărora poate nu le dăm suficientă importanță. Aș vrea să spun acum, de exemplu, sau să vorbesc despre învățare vizibilă. L-ați arătat pe John Hattie pe ecran un pic mai devreme. Este unul dintre experții la nivel mondial care sunt căutați în întreaga lume pentru că au reușit să arate care sunt atributele unui profesor excelent, cum reușește un profesor să facă învățare vizibilă, cum reușește să demonstreze elevului că învățarea este relevantă și să elevul să-și vadă progresul astfel încât să fie motivat. Este un lucru cu care noi ne confruntăm foarte des în învățământul românesc și nu doar românesc, să știți, și la nivel mondial în ziua de azi. Cum arătăm elevilor că învățarea este relevantă în condițiile în care pentru ei accesul la cunoaștere este foarte facil comparativ cu acum câțiva ani, ei este la un click distanță, însă învățarea, ce facem cu aceste cunoștințe, ce facem cu aceste informații, cum le folosim în interesul nostru pentru a ne dezvolta, acesta este rolul școlii și despre asta vrem să vorbim. Doamna Sechei, bănesc că l-ați văzut urmărindu-ne mai devreme pe micuțul Aron. 7 exact. Ani reprezintă România la campionatul mondial de șah, un copil precum Aron. Ce ar trebui să primească pentru ca abilitățile lui evidente în clipa de față pentru o anumită direcție să fie valorificate, să fie duse spre poate o altfel de formare? O învățare personalizată. Acesta este răspunsul spre care noi mergem cu Dare to Learn, Îndrăznește să înveți. Învățare personalizată în sensul în care acest copil, ca mulți alții, au un talent pe care noi trebuie să-l ajutăm să și-l dezvolte, să și-l fructifice, să și-l folosească și nu să încercăm să-l încadrăm într-un tipar. Școala, până în momentul de față, este construită în continuare pe un model industrialist, dacă vrem să vorbim filozofic, din epoca industrializării, în care toți copiii sunt introduși într-o sală de clasă și toți învață același lucru, preferabil în același ritm, pentru că sunt evaluați conform acelorași standarde și trebuie să se potrivească într-un profil pe care noi îl definim ca fiind ideal pentru școala românească în cazul nostru. Or, în ziua de azi trebuie să fim capabili ca dascăli, ca profesori, să identificăm talentele fiecărui copil și să le folosim, să individualizăm procesul de învățare, să ducem, să creăm o comunitate de învățare în care fiecare are ceva de contribuit, fiecare copil primește ceea ce are nevoie și se dezvoltă în ritmul propriu, astfel încât să ajungă să atingă niște competențe necesare pentru el în societate. Deci răspunsul simplu este individualizarea învățării, un lucru care este dificil, nu este ușor de făcut, însă pentru care există soluții. Pentru elevii care, acum știți foarte bine, în era tehnologiei, stau foarte mult pe telefon, pe toate aplicațiile și se plictisesc de foarte multe ori în clasă la oră. Pentru ei, care ar fi cea mai bună soluție? Întrebarea este de ce se plictisesc? Se plictisesc pentru că ceea ce li se oferă la clasă nu este interesant pentru ei sau pentru că noi nu reușim să le arătăm că de fapt ar fi interesant. În momentul în care le interzicem să-și folosească instrumentele lor de lucru, e ca și cum în trecut le-ai fi interzis să folosească o carte, spunându-le că nu are rost să citiți, vă spunem noi ce este corect, ce este adevărat. Avem o problemă, din păcate, cu conexiunea. Dacă am fi restabilit-o, aș fi vrut să-l mai întreb doar cine poate participa la acest eveniment foarte important din toamnă. Pe domnul Sechei, dar vom reveni fără îndoială până atunci cu multe alte informații. Un eveniment deschis, pot să participe și oameni din mediul corporatist, nu numai special.